Concursul cultural-artistic regional Nestemate Populare pe Plaiuri Nemțene Valerica Patrichi se va desfășura duminică 10 mai la Căminul Cultural din Comuna Borlești. Ajuns la a treia ediție și organizat de Școala Gimnazială Ioan Grigore Teodorescu din Ruseni și de Școala Gimnazială Vaduri, partener va fi pentru al doilea an consecutiv și Centrul de Cultură și Arte Carmen Seculare. Fiind al doilea an când încheiem acest parteneriat, dorim să promovăm tradițiile autentice ale județului Neamț și personalitatea Valericăi Patrichi, una dintre cele mai cunoscute interprete de muzică populară din zona noastră. Sperăm să avem o colaborare foarte bună cu școala din Ruseni, care a mai avut o mulțime de activități comune legate de păstrarea patrimoniului cultural specific zonei. Acolo avem și un ansamblu de pitici, ansamblu folcloric, care deja a început să meargă la diferite concursuri județene pe partea de folclor. Concursul este împărțit pe două secțiuni, iar la final se vor acorda premiile 1, 2 și 3, premiu special al jurului și diplome de participare. Acest concurs este împărțit pe două secțiuni, interpretare muzică populară și dans popular. Este destinat copiilor talentați de vârstă preșcolară până la clasa 8-a. În cadrul celor două secțiuni se vor acorda pentru fiecare nivel de studiu premiile 1, 2 și 3, premiu special al jurului, diplome de participare. Sper copiii să fie încântați de micile surprize pe care le vor avea. Ansamblul folcloric Floricică de la Munte al Centrului pentru Cultură și Arte Carmen Seculare Neamț și interpreții săi, Florin Mihuț și Miruna Avasiloae, vor susține un program în afara concursului. E al doilea an în care suntem parteneri în acest proiect. Ansamblul Floricică de la Munte va avea un program folcloric în afara concursului cu doi dintre interpreții săi, Florin Mihuț și Miruna Avasiloae. Și, bineînțeles, reprezentanții cu centrului vor fi în juriul concursului. Evenimentul va debuta începând cu ora 12.